cămașă națională. Ce frumos ai venit pregătit. Dar, bun, e și pentru Ianacek. Bine ai venit, Constantin. Bine v-am găsit și sunt foarte bucur să fiu aici la Festivalul Classics. O adevărată plăcere și mai ales o surpriză plăcută că se, se desfășoară proiecte de genul ăsta în Iași. Tu ai mai cântat, Ianacek, așa jucăuș? Program? Da. Păi, ideea pentru, pentru mișcările astea a venit la clarinetistul nostru, Ionas, care a cântat numai. Eu e cel cu ideile astea. Nu, nu, trebuie să facem ceva deosebit. Da, este. A fost extraordinar. Da. Plus luminile, plus luna care luna a... Da, da. Și voi... Super. O singură repetiție ați avut, nu? Da, azi dimineața am avut repetiția. Noi ne-am mai întâlnit odată cu Dragoș în Copenhaga. Da. Atunci l-am cunoscut și mai bine, că știam, am vorbit, dar nu super. Și na, muzica de apropii mai... mai acum îl prindem și pe Doru. Doru, ia spune-ne tu. Uite-l, uite-l. Acum l-am prins. Doru, ți s-a activat definitiv cheful de muzică de cameră? Spune. Acum, este de foarte mult timp, numai că Dragoș mi-a oferit această ocazie extraordinară. Da, da, da. Și eu. Și o piesă fantastică. Ca să știi că te vrem Quartetul Filarmonicii, fii atent, vrem Quartetul Filarmonicii și vrem Quartetul Universității să fie așa o concurență. Quartetul Filarmonicii care este, dar mai vrem unul. Întotdeauna este binevenit. Mulțumesc, a fost superbă seara asta. Virgil, cheful de muzică de cameră nu vă părăsește niciodată pe voi, mai ales tu ai fost mereu prezent, ba Botesini, ba cu Tudor, știu foarte bine, ați avut turneu în România, nu știu pe unde ați mai cântat. Ba, da, am fost foarte multe concerte cu Botesini și mai avem unul clasic sâmbătă, tot cu da. Una dintre lucrurile care ne-au făcut pe noi, zicem așa, celebri. Grand Duo Concertant, sâmbătă de la 4 jumate, tot în clasic, la Teatrul Național. Am vrea să nu fie numai Dragoș cel care vă inspiră, să mai fie și mai multe evenimente de genul ăsta, pentru că sună fantastic, voi sunteți foarte buni și meritați să fiți cât mai mult pe scenă. Săruna, mulțumim frumos pentru apreciere. Chiar a fost o mare plăcere pentru noi. Este o lucrare pe care mi-o doresc de foarte mult vreme să fie. Alături de septetul opus 20 de Beethoven și de octet. Asta mă gândeam, nu puteți să faceți o bucată, că astea nu erau aceleași instrumente aici? Nu, mai trebuia. Mai trebuia ceva? Da, mai aveam, de fapt, din colegi. Aveați de... Da, din colegi de la Ianacek, da. Puteam face, dar da. Știi, poate în viitor. Da, Ianacek a fost superb. Cred că v-a plăcut la toți, ați cântat cu bucurie. Cu... Da, chiar au cântat o lucrare superb, rar întâlnită la noi și rar ascultată, din păcate. La fel ca și Păstrăvul. S-a mai cântat. S-a mai auzit. Am de doar două ori la Iași, să știți. Bun, mulțumesc frumos! Felicitări! După concert, Tudor Bogdan Bolnavu, ce minune de concert, ce frumusețe, ce bucurie, cred că v-a plăcut la toți, s-a simțit. Da, chiar mi-a făcut plăcere, a fost așa, ca o gură proaspătă de aer. Da. După mult timp în care am trebuit să fim departe. O descătușare, da? Da, a fost absolut minunat, ne-am simțit bine, ne era dor să cântăm. Ne bucurăm că am avut ocazie să... Asta vorbeam și cu Doru, cheful de muzică de cameră s-a, nu știu, a reînviat. Da, a trebuit să mai fim mult departe decât... unii de alții și atunci, acum, când ne vedem la repetiții, da, suntem... Da. Și dintr-o repetiție se aranjează tot. Da, mulțumesc. Înțeleg că pleci să-i saluți pe cei de la Orchestra de Tineret a Moldovei. Cei din Republica Moldova, da. În momentul ăsta se face deja repetiții pentru concertul de sâmbătă și mă duc să-i salut și eu, că mâine dimineața avem repetiții, mâine seara avem de acum tot repetiții pentru concertul de sâmbătă. Baftă, vă auzim. Mulțumim. Pe sâmbătă. Mulțumim și vă așteptăm la concert. Da, va fi și toată lumea pe Facebook, la transmisii. Mersi. Da. Marea dragoste pentru Ianacek, am găsit-o și la Slavka. Și da, ea a făcut teză cu Ianacek. Nu știu cum ai găsit-o, dar perfect. Oamenii buni se... Mult mi-a plăcut. Cum s-a potrivit toată lumea aici în Ianacek, mai ales... A fost pe inima voastră, a fost o bucurie, sincer, a fost mișcare, a fost tot. A fost, e o bucurie, pentru că acest concertino e o aventură, într-adevăr, în pădure, printre animale. Și pentru mine, sincer, am fost o surprindere de rezultatul foarte, foarte bun. Super, în această seară la pădure, fiind timpul foarte limitat de repetiții. Eu, da. De la prima ediție mi-am dorit la clasic să aduc
persoane care nu se cunosc, artiști diversi, cu calități diverse. Dar știi că înainte de Iana, ce am zis, o să ajungem să și dansăm pe niște quartete. Absolut, sau așa. Absolut. Și când a venit claritate și glisma. Da. Și am început cu scenariul, absolut. Da. Exact, am super. Cât de greu a fost să aduci trei artiști pentru o singură lucrare? Patru pentru o singură lucrare. Vă referiți la Iana Cech. Dar nu a fost pentru o singură lucrare, pentru că ei urmează să aibă Quintetul Vicoloris vineri la Palatul Culturii. O parte dintre ei a cântat seara asta. Cum iar ne-a cântat și aseară și... Da, îl cunoaștem și îl apreciez. Asta este scopul meu cu clasic, să aduc mai mulți artiști, să-i pun împreună, să se cunoască timp de săptămână, să petreacă și să facă muzică bună împreună la Iași. Trebuie să reînviem focul acesta al muzicii de cameră la Iași. Nu e destul. Și tu, ceea ce faci, este perfect. Mai bine. Da, mulțumim.